Putem începe? Da. Bună ziua tuturor! Bună ziua, doamna ministru! Domnul ministru, bună ziua! Vreau să vă fac cunoștință, stimați colegi, tuturor, la reprezentanții care sunt la acest eveniment. Deci este vorba despre doamna ministru, toată lumea o cunoaște, Eddie Laude, domnul ministru Alexei Buzu, ministru muncii și a protecției sociale. Doamna Nighina Apăsata este reprezentanta rezidentă a organizației UNFPI în Republica Moldova. Doamna ambasadoarea Suediei este Catrina Freid și îl avem pe domnul Crețu. Domnul Crețu este directorul Centrului de Justiție Familiară, recent fondat în Republică. Și doamna Adam este deputatul în Parlamentul actual, doamna Marcela Adam. Stimați colegi, astăzi avem un eveniment foarte important în că noi suntem gazde și chiar ca gazde noi suntem prima instituție unde se deschide o rețea și rețeaua este organizată de Organizația Națională UNFPI-ul, cât și sub ghidajul Ministerului Sănătății, este rețeaua unităților de asistență pentru supraviețuitori violenței în bază de gen. Deci această rețea în sine o să privadă 11 instituții la ziua de azi, unde o să fie deschisă cât de curând posibil, până la sfârșitul anului. Ceea ce privește aceste unități sunt formate pentru supraviețuitorii violenței de gen și sunt create sub ghida Ministerului Sănătății, sub ghida organizației UNFPA-ului. Deci acesta este un centru ce previne combaterea violenței de gen și având în vedere că ultima perioadă totuși cel mai des întâlnește asupra femeilor, violența asupra femeilor și violența în familie, aceste centre sunt foarte importante. Ele prevăd atât consiliere medicală cât consiliere psihologică care să fie deschise și evaluarea vor fi făcută în instituțiile medicale. Și sunt formate ca să fie deschisă pentru toată populația, atât pentru cei care vin și sub de sine stătător se adresează, cât și celor persoane care sunt transportate cu asistență medicală de urgență. Cred că toată țara o să aibă nevoie de așa centre și mulțumim la toată organizația Ministerului Sănătății pentru formarea astfel de centre. Doamna ministru, am cer scuze că am fost mai lung în vorbă. Bună ziua tuturor și vreau să felicit Spitalul Orhei că începe deci, cu lansarea acestei unități de asistență medicală pentru supraviețuitorii violenței în bază de gen. Deci, după cum a spus și Andrei, vom avea 11 spitale, inclusiv Chișinău, așa unități deschise în cadrul unității de primiri urgente. Trebuie să recunoaștem că, conform datelor statistice, violența de gen în Republica Moldova, atât fizică cât și sexuală, este una înaltă. Din păcate, ea este tăinuită, este ascunsă sub preș, nu este raportată. Sperăm ca lucrurile acestea să fie promovate în societate și femeile să se adreseze și să nu mai suporte și să tolereze un astfel de comportament din partea bărbaților. Deci, după cum s-a vorbit, ele vor veni pe diferite căi, trimise de la medicul de familie, trimise de la poliție, aduse cu 112, cu ambulanța, când este vorba de un caz mai grav. Și este foarte important că atunci când interacționează cu, nu doar cu sistemul medical, când este vorba de o asistență medicală imediată care să fie acordată, dar va avea nevoie și de intervenția psihologului, asistentului social, polițistului, reprezentantului procuraturii și altor organe, să-i fie creată femeii un mediu în care ea să se simte confortabil să discute, să existe mai puțin martori în aceste discuții, să fie un spațiu prietenos, în același timp închis de văzul altora, deci privat, intim,
în care să fie acordată întreaga asistență, întregul pachet de asistență, nu doar medicală, de care are ea nevoie. Vreau să mulțumesc enorm de mult Fondului pentru Populație a Organizației Națiunilor Unite, reprezentat de doamna Neghina, care a făcut un fundraising foarte mare acest fond și a acumulat aceste sume de bani ca să deschidem în 11 instituții medicale aceste unități de asistență pentru supraviețuitoarele de violenții în bază de gen. Aceste unități vor fi în Institutul Mamei și Copilului, Institutul de Medicină de Urgență în Chișinău, de asemenea în Spitalul Clinic din Bălți și în spitalele raionale din Iedineț, Cahul, Comrat, Căușeni, Orhei, Soroca, Florești și Hâncești. Avem toate seturile, inclusiv fotolii pentru examinare, toate seturile pentru examinarea medicală și totodată este și un spațiu alături care va servi pentru consilierea psihologică, dar și discuțiile pe care le va avea femeia cu alți reprezentanți ai autorităților. Mulțumesc de asemenea și Guvernului Suediei prin intermediul doamnei ambasadoare, care a fost deschis și a oferit finanțări pentru ca acest proiect să prindă aripi. Trebuie să muncim mult cu oamenii, să informăm femeile, să avem o societate care să pună la perete, să nu doar să critique sau să vorbească că există aceste fenomene, dar cumva să începem foarte agresiv să le combatem, fiindcă nu este normal ca cineva să sufere din urma violenței, mai ales atunci când este vorba de genul care spune toată lumea că este slab, este fin, este frumos. Acestea sunt viitoarele noastre mame și ne referim, când vorbim de violența în bază de gen, ne referim și la micile fetițe care suferă în urma violenței, inclusiv a violenței sexuale, și cunoașteți că avem cazuri frecvente înregistrate în Republica Moldova. Acestei unități îi vom oferi și un mandat de a promova și de a prezice deci, violența. Vor urma inclusiv și voi insista pe aceasta ca să avem instruiri pentru toți lucrătorii, nu doar medicali, dar lucrătorii sferei sociale și altora a primăriilor, astfel ca să poată să identifice aceste cazuri în localități, deoarece cunoaștem că mai mult ele sunt ascunse în localitățile rurale, fiind considerate de către femei o rușine pentru a fi declarate. Și încet, încet să ne schimbăm, să respectăm femeia și, într-adevăr, să îi oferim toată dragostea și respectul nostru, deoarece viața poate continua doar prin intermediul femeilor și este stâlpul cel mai important a oricărei societăți. Eu mulțumesc foarte mult și mă bucur să fiu iarăși la Orhei și să avem tot mai multe proiecte frumoase pentru locuitorii raionului, cât și pentru dumneavoastră colectivul acestei instituții mari. Mulțumesc mult! Domnul ministru. Mersi mult! Bună ziua! Eu aș vrea să încep prin a mulțumi colegilor noștri din domeniul sănătății. Eu tot timpul spun, sunt trei profesioniști din prima linie cu care cetățenii noștri se întâlnesc în cel mai dificil moment a vieții lor. Asta este vorba de dumneavoastră, este vorba de polițiști și este vorba de asistenții sociale. Și nimeni nu vine la medic cu vești bune, în cea mai bună clipă a vieții lor și eu știu cât e de complicată activitatea noastră și vreau să vă spun încă o dată că un lucru care cu siguranță îl știți, doamna ministră Nemirenko, să luptă în fiecare zi pentru pacienții din Republica Moldova și pentru dumneavoastră. Știți că în persoana ei aveți un aliat în cadrul guvernului și din numele meu toată plecăciunea, toată recunoștința pentru munca pe care o faceți. Știm că este una destul de complicată. Când este vorba de prevenirea și combaterea violenței,
De foarte multe ori în Republica Moldova noi am aprobat legi, hotărâri, dar de fapt toții știam că atâta timp cât nu o să investim, nu o să ajustăm, nu o să ajutăm profesioniști din prima linie, lucrurile nu o să schimbe. Și în esență ce se întâmpla era că noi, cei decidenții de la Chișinău, transferam toată responsabilitatea către noastră. Noi aprobam legi, aprobam programe și spunem, poftim, faceți, implementați. Și asta nu este corect, în primul rând nu este corect față de toate persoanele care sunt afectate de această problemă destul de gravă. Și nu este corect și colegial față de noastră. Uite, prin asemenea inițiative, noi încercăm să rectificăm acest lucru. Încercăm să vă oferim mai multe oportunități, mai mult instrumentariu, mai multe capacități, ca într-adevăr, dacă noi spunem că noi nu putem și nu vom tolera violența în bază de gen, violența asupra femeii, atunci noi trebuie să arătăm că, uite, într-adevăr, acest cuvânt costă ceva. Noi în acest an vom crea o agenție la nivel național care va avea obiectivul singular de a preveni și de a combate violența. Această agenție va încerca să coordoneze și să susțină ministerele de linie în a implementa toate angajamentele legate de această problemă. Și până la sfârșitul anului lucrăm împreună cu mai mulți parteneri în frunte cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație să definitivăm un plan de investiții în servicii la nivel local în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen. Deci, într-adevăr, dacă vrem să reducem, să spunem nu, trebuie să urmăm cu acțiuni și intervenții concrete și la baza acestui efort trebuie să fie împuternicirea profesioniștilor din prima linie. De aceea, eu încă o dată vreau să felicit Ministerul Sănătății, pe doamna ministră Nemerenco și vă mulțumesc foarte mult pentru leadership-ul de care dați dovadă și implicarea noastră directă. Vreau să mulțumesc și colegii de la MFPA și Guvernul Suediei pentru suportul acordat și, în general, suportul acordat inclusiv pe agenda egalității de gen în Republica Moldova. Sunt sigur că cei cine ați ajutat noastră se vede că multe progrese am avut. Cu siguranță calea este una lungă și dificilă, dar cu asemenea parteneri sunt mult mai crezător că o să ne reușească. Doamnă ministru, încă o dată vă mulțumesc foarte mult și eu sper să fii cu succes. Cu siguranță nu ne oprim aici. Trebuie să cuplăm mai bine și colegii mei din asistența socială, și colegii din poliție, și colegii din educație, trebuie să urmeze instruiri, trebuie să lucrăm mult mai integrat cu o echipă unică, dar eu sunt sigur că o să ne reușească. Vă mulțumesc mult și să fii cu bun augur. Aș vrea să dau cuvânt doamnei Nighina Rosada. Dumnezeu este reprezentantă rezidență a UNFPA-ului. Vă rugăm frumos. Thank you very much, and very good morning to everyone, Your Excellency Minister Nemirenko, Your Excellency Minister Buzu, Katarina, Madam Ambassador, representative from the Parliament, so all of you, colleagues and doctors, very good morning to everyone. On behalf of UNFPA, we're very proud to stand together with our partners, the Ministry of Health, the Ministry of Labour, and also the Ministry of Interior, by launching this assistance unit for the survivors of gender-based violence. Domnul ministru, excelența sa, doamna Catalina, domnul director al centrului, dragi parteneri, prestatori de servicii în prima linie, în numele Organizației Națiunilor Unite pentru Populație, suntem mândri să fim alături de partenerii noștri, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Ministerul de Interne la deschiderea unităților de asistență pentru supraviețuitori. So, establishment of this network of units, and today we're launching only one example, the model of it, right? And this is not just a significant milestone, but it also a testament of the commitment towards the meeting the Istanbul Convention, commitments by Moldova.
Crearea acestui centru sau a rețelei de unități nu reprezintă doar un eveniment semnificativ în sine. Este un testament al sprijinului pe care l-am acordat aici, în Moldova, pentru a respecta promisiunile pe care țara le-a adaptat odată cu semnarea Convenției de la Istanbul și de a asigura un răspuns multisectorial la combaterea violenței în baza rețelei. So we all agree, I think, that the gender-based violence, especially sexual violence, has a tremendous impact on women and the girls. And so, as was said by the by both of the ministers, it's very important that we address those issues and we ensure that access for women and girls is simplified. Suntem de acord că violența în bază de gen, în special violența sexuală, au un impact destructiv asupra supraviețuitoarelor și femeilor care sunt jertfe, dar și asupra comunităților și a întregii societăți. Tocmai ce a menționat doamna ministru și domnul ministru. So the whole rationale of establishing these units within the emergency departments or within the gynecological department that have direct access, where there is a direct access of women for emergency services, is to establish the service that is very easy to access for women, and also that also doesn't have any additional burden on the system. So it's not by creating any additional structure that will bring any additional financial resources, but it's rather building on existing health staff, staff of psychologists, and our role is also to ensure that there is a connection between health sector and other sectors, legal and social protection. Femeile și chiar fetele deseori nu cer asistență din mai multe motive, iar motivul principal în spatele creierii unităților dedicate în cadrul departamentelor de urgență este de a aduce serviciul mai aproape de femei, în același timp evitând să se genereze o povară asupra sistemului de sănătate, astfel încât în cadrul acestor centre există nu doar consultația ginecologică, ci se oferă și servicii de asistență psihologică. Mm-hmm. So that's why we have here the representation of the who will be support this multi-sectoral response to gender-based violence. We have the Ministry of Labor, but we also have a director of the Family Justice Center from the Ministry of Interiors, and we also have very close engagement with the Ministry of Justice to ensure that there is this multi-sectoral connection, and the health service is provided within 72 hours, which is absolutely critical for safety. Saving lives of women, prevention of unwanted pregnancy, prevention of sexual transmitted diseases, HIV, etc. So the first is the medical saving life of women, and then psychological support and referral to the social assistance service. Noi este critic să acordăm acest serviciu sub aceeași umbrelă, dacă doriți, ca femeile, fetele care s-au ciocnit sau au avut incidente de astfel de supraviețuire în cazurile de abuz, să poată beneficia de servicii care oferă, pe care le oferă această unitate de asistență medicală imediată pentru a preveni sarcinile dorite, pentru a preveni bolile sexual transmisibile sau transmiterea virusului HIV. Concomitent, aceste universități vor crea servicii cu participarea multisectorală a diverselor instituții publice. Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Centrul de Justiție pentru Familie din cadrul Ministerului de Interne și altele. So, Madam Minister already named those rounds where 9 more similar units will be open, and they will all have the medical part, but also psychosocial support part of the service. Cum a menționat și doamna ministru, per total vor exista 9 centre în toată Republica, care vor oferi servicii medicale și servicii de asistență psihosocială. So, and finally, I would like to indicate that the funding for this program is coming from the UNFPA Emergency Fund, which is a multi-donor fund. And Sweden is our regular contribution for many years. And previously, this funding was mainly covering the other countries in the world, saving many lives. And this year, we managed to attract funding to Moldova. So this will also have
coming from this images fund. This is multi-donor fund, and thank you, Katarina, for being here with us and always being supportive for the saving lives of women and girls. Aș vrea să subliniez că fondul pentru finanțarea acestui program a fost acordat de trustul UNFPA, care este creat de mai mulți donatori, iar Suedia este o țară care contribuie cu regularitate pentru a susține mandatul de salvare a vieților. Tocmai de aceea sunt foarte recunoscătoare în numele UNFPA pentru fete și femei care vor beneficia de aceste, vor avea viețile salvate. So from our side, UNFPA remains committed to continue supporting. We have also several events this year in the same hospital. We have also colposcopy unit that we can also have a look. And then there will be also support into maternal health as well here. So we will continue to be to stay committed and support also integrated GBV services that we're working together with the Minister Buzo on the integrated service package to address the Istanbul Convention commitments. So thank you very much. Încă o dată vreau să subliniez că UNFPA va continua să sprijine implementarea tuturor recomandărilor legate de integrarea serviciilor asociate cu care au la bază combaterea fenomenului de violență împotriva femeilor, ca să răspundem la angajamentele pe care le-am asumat când am semnat convenția de la Istanbul. Încă o dată spun că avem un angajament și trebuie să oferim servicii integrate de calitate. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc frumos! Doamna ambasadoare! Thank you. Dear Honorable Ministers, Member of Parliament, UNFPA Resident Representative, Director, doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună ziua, doamna ministru, doamna ministru, reprezentant al Parlamentului, reprezentant UNFPA, domnul de la Centru Justiță pentru Familie, bună ziua! I'd like to begin by thanking UNFPA for inviting me to today's event and to be able to join you all here in Oray to get a first-hand impression of the joint work of the government and UNFPA to support survivors of gender-based violence in the public health system. Ca să văd cu ochii proprii rezultatul pe care l-am realizat conlucrând împreună asupra acestui fenomen de violență împotriva, violență de gen. Sweden is a strong supporter of UNFPA globally and locally, and we are very happy to see that we, through our core support and this multi-trust fund, now are also seeing this funding trickling out to the Republic of Moldova. Yes. Sweden este un mare sprijin foarte mult organizația UNFPA și mă bucur să constat că acest fond trust comun a dat rezultate nu doar pe plan global, ci și aici în Republica Moldova. Violence against women and girls take many forms and regrettably it occurs everywhere, both in Moldova and in Sweden. Trebuie să avem grijă de femeile adulte și de copii peste tot în lume, în Suedia și aici. Every day a woman or a girl becomes a victim of violence. It could be a neighbor, a colleague, a friend or even a family member. În fiecare zi au loc fenomene de violență în bază de gen. O femeie, o mamă, o fetiță suferă de pe urma acestui fenomen. Domestic violence is a crime that is happening around us as we speak and is even happening when it's not visible. Violența în familie este un fenomen care se întâmplă în fiecare zi și chiar dacă nu vedem asta nu înseamnă că el nu are loc. For Sweden, ending violence against women and girls, including sexual violence, is a priority both domestically in my country as it is in our international and bilateral partnerships. Combaterea fenomenului de violență împotriva femeilor și fetelor, inclusiv violența sexuală, este un lucru pe care trebuie să-l facem împreună, nu doar în Suedia de unde vin, ci și pe plan global. Asta este mandatul nostru. Here in Moldova, Sweden has through the years supported the Republic of Moldova in revising and strengthening the legal frameworks in the area of preventing and fighting violence, creating services and multidisciplinary teams across the country, providing support to the victims of violence, as well as training teachers, physicians, judges, prosecutors and police staff to recognize the signs of abuse and of violence and to take action. Aici, în Republica Moldova, pe parcursul anilor, ambasada Suediei a oferit asistență în identificarea acestui fenomen, în ajustarea cadrului normativ legal pentru a sprijini crearea echipelor multidisciplinare
și pentru a instrui angajații acestor echipe multidisciplinare care să identifice și să lupte cu acest fenomen. We are very pleased to do so together with other partners, such as the EU, UNFPA, UN Women and our strong local partners as Women Law Center and Atimedia. Suntem foarte bucuroși că am creat parteneriate profesionale reușite, atât cu UNFPA, cât și cu UN Women și altele, alte centre pentru sprijinirea suportului femeilor. The health component is extremely important in the multidisciplinary response, and we really appreciate UNFPA's engagement in this area. Suntem extrem de recunoscători UNFPA pentru sprijinul acordat în cadrul echipelor multidisciplinare, în special cel care pune accentul pe asistența medicală. As an ambassador here in Moldova, I have seen the difference that the health sector, social workers, police, local authorities and civil society can do to prevent and provide services justice when working together. Am fost martoră cum s-a schimbat acest gen de serviciu prin intermediul echipelor multidisciplinare care se oferă asistență la nivel medical, la nivel de angajat social, la nivel de poliție pentru a avea un rezultat în combaterea acestui fenomen. I've seen this across Moldova and today I'm very happy to see it also here in Orei. Am văzut aceste centre, am văzut cum se luptă prin intermediul echipelor multidisciplinare și am fost martoră cum se care este situația curentă aici în Orhei. It is so important to have a systemic approach to, when it comes to service provided to the victims and to have all the relevant institutions connected. Este foarte important să existe o abordare sistemică astfel încât cei care sunt vizați în acordarea asistenței să fie antrenați să fie pe aceeași pagină. Hopefully, by improving the legal standards and having good coordinated response mechanisms, the local institutions, those that are really closest to the people, will be able to provide support to anyone who has been subjected to physical, psychological, and/or sexual violence. Să sperăm că cadrul normativ, cadrul juridic va fi ajustat astfel încât să se poată crea o abordare mai complexă și să persoanele care se confruntă cu astfel de fenomen să primească ajutorul cât mai imediat posibil. Now I'm very eager to see the new facilities that are going to support survivors of gender-based violence here in Orei. Sunt răbdătoare să vizitez acest centru care va oferi asistență imediată supraviețuitoarelor fenomenului de violență în bază de gen. Although it's very sad that they are needed, it's so good that they now exist. Totuși, thank you very much. Totuși e trist că încă este nevoie de aceste de centre și vă mulțumesc pentru tot. Doamna ambasadoare, vă mulțumim frumos și vreau să dau cuvânt domnului deputat Marcela Adam. Bună ziua! Scuzați-vă, rog, dar puteți și un microfon. Să-ți microfon. Bună ziua, excelență, doamna ambasadoare, stimată reprezentantă UNFPA în Republica Moldova, doamnă ministră, domnul ministru, stimați reprezentanți ai mediului medical, dumneavoastră cei care sunteți într-adevăr în prima linie de a acorda asistență tuturor celor care necesită ajutorul, mă bucur să fiu astăzi aici și pentru aceasta am câteva motive. În primul rând, sunt mândră să fac parte dintr-un legislativ care în 2021, în primele 100 de zile, și-a asumat ratificarea Convenției Parlamentului European de combatere a violenței față de femei și fete și a violenței în familie. Convenția așa numită Convenția de la Istanbul. Odată cu ratificarea acestei convenții, Republica Moldova a devenit cel de-al 35-lea stat care își asumă angajamente clare de a fi de partea victimilor violenței și de a implementa la nivel de stat mecanisme și proceduri prin care să susținem și să ajutăm supraviețuitoarele fenomenului de violență. Cu regret, în Republica Moldova statisticile sunt dramatice, ca să nu zic simplu, doar foarte triste. Anul 2022 s-au înregistrat 24 de decese a femeilor în urma violenței în familie. Nu mai vorbim de alte cazuri de violență în familie, ori fiecare a treia femeie în Republica Moldova în viața ei a suportat o anumită formă de violență. Trebuie să conștientizăm la nivel național că fenomenul violenței se întâlnește nu doar în familiile vulnerabile. Fenomenul violenței se întâlnește și în familiile care au un nivel bun de viață.
fenomenul violenței se întâlnește nu doar printre cetățenii care au, care nu au studii. Fenomenul violenței se întâlnește și printre cetățenii care au un nivel înalt de studii. Cu regret, este un fenomen care atentează la demnitatea, securitatea și viața femeilor și bărbaților. Dar cu mare regret trebuie să constatăm că de cele mai multe ori acestui fenomen sunt supuse femeile. De aceea zic, sunt bucuroasă să fiu astăzi aici, pentru că ratificarea Convenției de la Istanbul a oferit posibilitate și a consolidat capacitatea statului de a implementa asemenea unități de ajutor, de a veni în ajutor femeilor care au trecut prin acest fenomen al violenței și au ajuns să vină să solicite ajutorul. Un alt motiv din care am zis sunt bucuroasă să fiu aici, pentru că raionul Orhei este raionul meu de baștină și vă mulțumesc foarte mult că prima unitate de acest fel se deschide aici. Asta înseamnă că femeile din raionul Orhei vor avea prima șansă de a se bucura de aceste servicii și fenomenul violenței va fi eradicat, să zic, sau stopat mai ușor aici pentru femeile din Orhei. Îmi amintesc că cu tristețe în 2017, când m-am implicat alături de colegele mele în diseminarea informației, în sensibilizarea populației cu privire la fenomenul violenței, aici la Orhei am întâlnit o doamnă în care la întrebarea sau mai bine zis la discuția noastră de a sensibiliza pe fenomenul violenței, a început a plânge și a zis: eu, slavă Domnului, deja am scăpat de violență. Constatăm un fapt trist. A scăpat de violență doar cu decesul agresorului și nu este normal ca într-o societate femeile să poată scăpa de violență doar în acest mod limită. Și este foarte bine ca noi, cei care suntem în putere, să schimbăm lucrurile, să ne consolidăm eforturile și să venim în ajutorul femeilor care suferă de violență. Trebuie să conștientizăm la nivel național că tăcerea nu ne salvează de violență. Trebuie să conștientizăm că modul nostru de a evita violența nu ne salvează de acest fenomen. Trebuie să încurajăm femeile care trec prin asemenea experiențe să raporteze și să se adreseze instituțiilor specializate. De aceea efortul nostru comun este foarte important. Să deschidem aceste centre, să consolidăm instituțiile statului pentru a veni în ajutorul femeilor ori de câte ori au nevoie. Și un alt motiv de bucurie, să zic, este că împreună cu colegele mele din Parlamentul Republicii Moldova, pe platforma femeilor deputate de legislatura a 11-a, am reușit să promovăm un pachet substanțial de legi care să vină în ajutorul femeilor pentru a contracara fenomenul violenței și am reușit să aprobăm și acest proiect de lege prin care se instituie Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței față de Femei și a Violenței Domestice. În acest context, eu vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră, celor care sunteți în prima linie și care faceți acest angajament alături de noi, alături de Guvernul Republicii Moldova, de a veni în ajutor supraviețuitoarelor. Și doar așa, împreună, ne asumăm un angajament ferm, să zicem, zero toleranță violenței și mai multă siguranță femeilor din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc foarte mult partenerilor noștri europeni, a Guvernului Suediei, organizației UNFPI pentru ajutorul care îl acordă și la formarea astfel de centre, Ministerului Sănătății, întregului pachet de guvern și parlament, pentru că deci, în spatele acestor centre este o echipă foarte enormă, care noi o știm așa din culise. E o echipă care foarte mult au lucrat și au creat toate condițiile ca aceste centre să poată să presteze asistență medicală calitativă și la moment, să presteze o consiliere psihologică acestor persoane, dar cu părere de rău noi le avem în societate, dar cu toată lumea ar trebui să ne străduim să minimalizăm
Deci asta este o problemă în societate largă, în toată lumea. O avem și noi în Republica Moldova. Sperăm că cu ajutorul comun a întregii societăți noi să minimalizăm, să nu avem astfel de cazuri. Păcat că lumea care este mai des afectată sunt foarte feminină, cu părere de rău, de măcar că violența în bază de gen prevede și bărbații, dar noi știm că agresorii, cu păcat, sunt totuși bărbații și au de suferit femeile. Și, cum a spus și doamna ministra, în spatele tuturor și ca o bază, ca o celulă a societății, totuși este femeia, parte feminină, și trebuie să prestăm, să ducem maxim confort acestor persoane cu părere de rău care ajung în astfel de situații, să le creăm condiții bune ca să poată ieși rapid din situațiile psihoemoționale urâte și să acordăm și asistență medicală la timp. Toate aceste centre, ele în sine prevăd un ajutor foarte mare pentru partea feminină. S-au creat, deci aceste centre au câte două cabinete, deci este vorba de cabinetul de examinare medicală, este vorba de cabinetul de consiliere psihologică, cu cadre medicale, cu cadre din diferite structuri, ce ține de asistență socială, ce ține de psihologi, și sperăm cu efort comun ca să putem să ajutăm cât mai multe persoane și poate chiar să ajungă totuși la urechea celor care fac astfel de situații și să minimalizăm fenomenul dat în Republica Moldova. Vă mulțumim frumos tuturor. Din partea societății medicale, eu din partea tuturor doctorilor, cadrelor medicale, vreau să mulțumesc pentru că creați astfel de condiții unde și noi să avem un confort și persoanele care se adresează aici să fie ajutate pe deplin. Vă mulțumim frumos! Da, domnul Crudu. Da, domnul, eu l-am vrut la masă și dacă... Dacă doriți să neapărat să spuneți ceva. Domnul Ion Crețu este directorul Centrului de Justiție Familiară. Este un centru nou creat și multe lucruri are de... Da, eu în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și totodată să vă felicit din numele meu personal, cât și a conducerii Ministerului Interne, pentru această performanță care ați înregistrat-o, de fapt, care are ca drept scop oferirea acei asistențe necesare în primă instanță victimei violenței în familie în bază de gen, care are ca drept scop acordarea acei asistențe în timpul cel mai oportun și eficient mod, în aceeași locație și sub același acoperiș. Noi, de fapt, am trecut și noi prin această performanță. Pe data de 10 octombrie am creat și inaugurat Centrul de Justiție Familiară, care, la fel ca și dumneavoastră, are același scop de a acorda asistența necesară victimei violenței în familie sub același acoperiș și exact cu același scop de a acorda acea asistență în timpul cel mai oportun și eficient mod, în cadrul care noi avem, în cadrul centrului, activează nu doar acei angajați ai poliției, dar întrunește întreaga echipă multidisciplinară, din care fac parte atât domeniul medical cât și social, precum și centrul de medicină legală și psihologi. La moment suntem într-un proces amplu de instruiri, astfel încât să fim mai eficienți, mai oportuni, mai discret și mai confidențial în acordarea asistenței. Nu în ultimul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație, cum ce am spus, și vă urez cât mai mult curaj, perseverență, putere și răbdare întregi echipe. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc frumos, domnul Crețu! Și... Vizităm, da, putem să facem o vizită în centru, să examinăm cabinetele, cum care trebuie să...